Săptămâna precedentă, în cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, s-a încheiat rapelul cu vaccinul Pfizer. Menționăm că imunizarea personalului din instituție cu prima doză a fost desfășurată cu succes, astfel circa 80% din angajați sunt vaccinați împotriva COVID-19. Vaccinarea primară cu prima doză, Pfizer și AstraZeneca, a fost un proces mai de lungă durată, deoarece erau persoane care la moment aveau careva contraindicații, de exemplu, cineva avea o formă acută a unei boli, era răcit sau poate avea COVID, dar am încheiat-o cu succes și avem un număr, o acoperire vaccinală mare în instituție, aproape 80%, ceea ce pentru noi este îmbucurător. De ce 80% și 900%? Din cauza că sunt colaboratori care au contraindicații și nu pot primi vaccinul, dar cei care au fost eligibili pentru vaccinare au fost vaccinați. Până la moment, în rândul lucrătorilor nu au fost înregistrate reacții adverse periculoase pentru sănătate provocate de vaccinurile menționate. Prima am suportat-o cât de cât ușor, mersi, fără careva simptomatică sau careva reacție adversă majore. Mi-am făcut al doilea vaccin, deja vedem cum vom suporta consecințele. Prima etapă foarte bine, nu am avut careva reacții adverse, totul a fost destul de ok, ușoară durere în regiunea unde s-a făcut vaccinul, în rest nu au fost careva probleme. Totuși sperăm că prin vaccinul ăsta o să minimalizăm și o să micșorăm numărul de cazuri ulterioare de COVID, pentru că totuși au început să evolueze destul de mult și încet cu încetul de la lucrători medicali o să începem să micșorăm cel puțin noi să fim protejați, ulterior o să fim protejați și ceilalți când se vor vaccina. Subliniem, curând, în incinta spitalului, va începe rapelul cu vaccinul AstraZeneca. Așteptăm rapelul și pentru AstraZeneca, care va fi peste câteva săptămâni, și deja să scădem incidența cazurilor COVID printre colaboratorii din Spitalul Clinic Republican.